Startul săptămânii europene a sportului a fost dat în România vineri 23 septembrie de către Comitetul Olimpic și Sportiv Român la Sala Polivalentă din București, în cadrul unui eveniment unde în prim plan s-au aflat personalități ale sportului românesc, campioni și medaliați olimpici, mondiali și europeni. Liceul cu program sportiv Avram Iancu din Zalău a marcat această săptămână printr-o serie de activități sportive, atât pentru sportul de masă, cât și pentru sportul de performanță. Una din prezențele marcante ale evenimentului a fost atleta Paula Todoran, multiplă medaliată națională și europeană, dar și fostul său antrenor, profesorul Mirel Seișanu. Echipa Sălejanu Linfo a fost prezentă la o parte din activitățile derulate, care s-au finalizat cu un meci de handbal între echipa profesorilor și echipa elevilor de la liceul cu program sportiv Avram Iancu din Zalău. Este săptămâna europeană a sportului și ne aflăm la liceul cu program sportiv Avram Iancu din Zalău, înconjurați evident de un număr important de sportivi, unii dintre ei care chiar au și performanțe în sport. Așadar, lângă mine sunt câțiva dintre elevii cu care liceul sportiv Avram Iancu se mândrește. Și am să încep cu domnișoara din fața mea. Spune-ne, te rog, cum te numești? Debreceni, Denisa Martina. Am 12 ani și fac atletism de un an. Mulțumesc! Este deja cunoscută pentru că nu este prima oară când apare în fața camerelor de filmat, nu este prima oară când vorbește despre sport, așa că mă îndrept către medaliata noastră la box. Bună ziua, sunt Hidigan Margareta, am 17 ani și fac box. Margareta, uitați să ne spună că recent la campionatul național de box tocmai ce a venit cu o medalie de argint. Da. Alături de noi avem și alți sportivi și mă îndrept acum către un atlet al nostru. Spune-ne, te rog, cum te numești? Bună ziua, mă numesc Eftimai Flaviu Andrei, am 16 ani și fac atletism de 2 ani. Poți să ne spui și câteva din rezultatele tale la atletism? Sigur că da. Săptămâna trecută am avut un concurs în Baia Mare la o probă de 7 km și am reușit să iau locul 1. Și alte rezultate la atletism? Știu că mai ai. Cu siguranță și sper că o să am. Am avut un concurs în Horvatul Krasnoi ca și probă de 16,5 km și am obținut locul 4. Tot alături de noi este și o altă medaliată a campionatului național de box feminin. Ea a venit cu o medalie obținută cu locul 3, un rezultat foarte bun. Este vorba despre Maria Satmari, care ne salută și ea. Bună ziua! Spune-ne, te rog, Maria, cum ți se pare această idee a sărbătoririi unei săptămâni europene a sportului? Mi se pare o idee foarte bună. Copiii mici pot să vină aici să facă lucruri creative și să învețe din asta și poate să practice sportul ăsta când o să crească mai mari. Spune-mi, te rog, crezi că sunteți modele pentru cei mici care vin și învață la liceul sportiv Avram Iancu? Bineînțeles, copiii văd ceva în noi și mereu încercăm să-i dăm motivație și să fie bine. Vă mulțumesc tuturor pentru prezență și ne vom îndrepta și către alți colegi de-ai voștri care fac performanță și care învață la liceul sportiv Avram Iancu din Zalău și cu care, sigur că da, noi zălăuanii cu toții ne mândrim. Mulțumesc! La liceul sportiv Avram Iancu, în acest eveniment creat cu ocazia Săptămânii Europene a Sportului, am mai întâlnit doi sportivi care fac performanță și care reușesc să fie modele, evident, pentru colegilor mai mici. De data aceasta se află lângă noi un component al echipei de volei și o componentă a echipei de handbal și vom începe cu voleiul. Spune-ne, te rog, cum te numești și la ce club activezi? Bună ziua, mă numesc Bode Daniel Ionuț, fac volei la CSS Zalău și la SCM Zalău și joc pe postul de secund. Foarte bine, postul de secund este unul extrem de important în echipă și cu siguranță preluarea bună pe care o poate face un secund poate să aducă puncte victorioase. Da, și nu numai puncte, și atacuri și puncte. Și nu. Spune-mi, care este părerea ta? Ești un model? Îi inspiri pe cei mai mici? Crezi că sunt copii care învață aici la liceul sportiv Avram Iancu și care sunt motivați oarecum de evoluția ta, de experiența ta?
Momentan nu cred că sunt un model, dar pe viitor o să încerc să fiu un model pentru toți copiii mici și pentru toți copiii care încearcă să facă sport în Zalău. Mulțumesc! Îndreptăm acum și spre handbal. Avem aici o foarte frumoasă componentă a lotului de handbal. Spune-ne, te rog, cum te numești și la ce cluburi activezi? Mă numesc Serenco Andreea, activez la clubul CSS Zalău, la junioare, dar fac antrenamente și cu handbal club Zalău, cu domn profesor. Spune-ne, te rog, pe ce post ești tu în echipa de handbal? Eu joc atât extremă stângă cât și pivot. Joci pivot, este o muncă grea, este, nu știu, statura ta destul de firavă pare pentru un pivot. Cum ți se pare această postură? Este multă bătaie, dar eu sunt o fire foarte bătăioasă, așa micuță cum mă vedeți. Spune-ne, te rog, dacă tu crezi că poți fi sau ești un model pentru cei mai mici care vin și fac sport aici, în această sală. Eu îmi doresc din suflet să ajung un model pentru copilași mai mici, pentru că îi admir și îmi doresc să crească frumos și să fie niște sportivi în devenire. Această săptămână europeană a sportului, credeți că este importantă pentru sportul românesc? Da, este important pentru sportul românesc și sunt de acord să se sărbătorească în fiecare zi a săptămânii. Vă mulțumesc, să aveți mult succes! Așa cum spuneam mai devreme, la Liceul Sportiv Avram Iancu din Zalău, cu ocazia acestei săptămâni europene a sportului, am luat legătura cu câțiva dintre sportivii care sunt elevi ai acestui liceu, dar pe lângă acest lucru au și performanță în activitatea sportivă. De data aceasta, lângă noi se află un fotbalist pe care îl rugăm să ne spună cum se numește. Bună ziua, mă numesc Nicoraș Sebastian. Spune-ne, te rog, la ce cluburi sportive activezi tu și pe ce post? Practic fotbal pe postul de mijlocaș lateral la SCM Zalău, la grupele de juniori. Este foarte bine să auzim acest lucru, că iată, clubul sportiv municipal Zalău are echipe de juniori și că avem șanse să promovăm sportivii noștri, sportivii zălăuani. Spune-ne, te rog, câte ceva despre antrenorii tăi, cu cine te antrenezi acum și unde ai făcut până acum sport, la ce cluburi sportive ai mai fost înainte? Desigur, momentan mă antrenez cu Duțu Alexandru Pop, care e un antrenor excelent, avem rezultate fenomenale. Suntem pe primul loc la junior și sper să continuăm tot așa. Până acum eu am mai jucat la SCM Zalău, la echipa mare, la Liga 3-a și la CS Athletic Zalău, la grupele de juniori. Spune-ne, te rog, crezi că ești un model pentru copii, pentru cei mai mici decât tine, care vin și învață, și nu doar învață, ci fac sport aici, la acest liceu cu profil sportiv? Da, clar. Tot timpul antrenorii și profesorii tot timpul mă iau ca un model pentru copii, pentru cei mai mici. Îți mulțumesc pentru ceea ce ne-ai spus. Să ai o zi bună și mult succes! Mulțumesc frumos! Cu siguranță sport de performanță în Zalău fără domnul Mirel Țăișanu, nu cred că se poate spune că ar fi complet sportul de performanță din Zalău. Așa că în această săptămână europeană a sportului vorbim și cu dumnealui și îl rugăm să ne spună câteva cuvinte despre liceul cu program sportiv Avram Iancu și despre performanța care se poate realiza aici. Da, bună ziua! Așa este, sportul de performanță dintotdeauna și-a adunat talentele din sportul de masă. Liceul cu program sportiv, înființat în 1992, a adunat din întreg județul, din municipiul Zalău, an de an, copii din învățământul de masă, pe care i-a crescut și a dus înspre mare performanță. Astăzi încercăm în liceul sportiv să ne întoarcem în timp și să dăm o altă notă, o notă definitorie de mișcare continuă și de bucurie a mișcării sportului de masă, să încercăm să facem ca acești copii să transmită acasă bucuria pe care au trăit-o astăzi într-o oră și jumătate, două ore, și părinților, fraților mai mici să încerce să guste din această bucurie și să le urmeze exemplul. Bună ziua! În această săptămână europeană a sportului, cu siguranță este extrem de important sportul de masă.
spuneți-ne, vă rog, dumneavoastră, ca și un sportiv cu rezultate extraordinare în atletism, ce părere aveți despre această săptămână și despre această inițiativă? Bună ziua, stimați telespectatori! Eu mulțumesc pentru interviul acordat. Ce pot să vă spun despre această săptămână europeană este că școala noastră a fost implicată în acest proiect cu o activitate desfășurată de la clasele primare până la liceu, într-un mod foarte frumos, cu tot felul de activități, jocuri sportive, ștafete, mini-fotbal, mini-handbal, tot ce s-a putut. Am organizat astăzi în această școală și am fost cu toții foarte, foarte activi și copiii s-au implicat și au fost foarte determinați în această activitate. Așa cum vă spuneam, ne aflăm la liceul cu program sportiv Avram Iancu din Zalău, unde ne aflăm cu ocazia Săptămânii Europene a Sportului, pe care și zălăuanii o sărbătoresc. De data aceasta suntem alături de o voce a handbalului românesc și mă refer aici la Gabriela Muntean, care este profesor la liceul cu program sportiv Avram Iancu din Zalău. Spuneți-ne, vă rog, cum vi se par generațiile noi de sportivi? Cum vedeți dumneavoastră viitorul? Mă refer aici la ceea ce poate să vină din sportul de masă, viitorul sportului românesc. Bună ziua, în primul rând, bine ați venit la liceul nostru cu ocazia acestei acțiuni în care am angrenat tot liceul, de la clasele primare până la cele liceale, legat de ceea ce m-ați întrebat la subiect. Eu sunt foarte optimistă și sper, chiar dacă după această perioadă de pandemie și așa, copiii sunt dornici de mișcare, eu văd cu ochi foarte bun o revenire, chiar dacă lucrurile se mișcă încet, de sus în jos, de jos în sus, să știți că lucrurile se mișcă foarte bine, din punctul meu de vedere. Vă întreb acest lucru în perspectiva ideii de a respecta ordinul dat de Ministrul Tineretului și Sportului, și anume de a avea în sportul de echipă minim 40% din componența lotului care se află în teren, să avem sportivi români. Știm că este oarecum o mică problemă în acest moment și că echipele mari, echipele care se bat în campionatul european din partea României, nu au în lot suficiente componente, astfel încât să nu fie amendate de federație pentru lipsa acestui element. Credeți că avem șanse pe viitor ca în loturile echipelor mari să avem și zălăuance? Categoric, dar trebuie să avem răbdare și trebuie să înțeleagă toată lumea că dacă nu se revine și se susține sportul de masă, sportul juvenil, de acolo să se plece cu finanțare, cu tot ce trebuie pentru a oferi acestor copii posibilitatea să practice sport de înaltă performanță. Din păcate, interesele echipelor mari sunt de a da un spectacol pe măsură, din cauza asta probabil, dar să știți că chiar dacă spectacolul nu ar fi de așa natură, dar am crește copiii noștri, ar fi foarte bine și mult mai frumos decât să vedem în altă performanță, să vedem performanță așa cu oameni obișnuiți, făcând lucruri neobișnuite. Vă mulțumesc foarte mult! Sunteți înconjurată aici, dumneavoastră, o voce a handbalului. Sunteți înconjurată de eleve care practică acest sport și am să rog pe câteva dintre ele să ne spună cum li se pare această idee. Bună ziua! Spuneți-ne, vă rog, cum vă numiți și ce sport și unde îl practicați? Bună ziua! Practic acest sport la clubul sportiv CSS Zalău. Mă numesc Roș Beatrice. Aș vrea să vă întreb, cum vi se pare ideea organizării unui asemenea eveniment, o săptămână europeană a sportului, în contextul în care, da, sportul înseamnă mișcare, sportul înseamnă sănătate? E o idee foarte bună, deoarece îndrumăm copiii prin a face sport, prin a duce o viață foarte sănătoasă. Vă mulțumesc! Spune-ne, te rog, și tu cum te numești și la ce club sportiv practici? Handbal, da? Da, handbal. Practic la clubul sportiv CSS Zalău și mă numesc Gruz Denisa. Spune-ne, te rog, pe ce post joci în echipă? Sunt portar în echipă. Și cum ți se pare ideea organizării unei săptămâni europene a sportului?
Mi se pare o idee foarte bună, deoarece sportul contribuie la o dezvoltare armonioasă a copiilor și este bine. Așadar, iată că sportul este o idee bună, sportul ar trebui practicat de toți cei care pot să-l practice dacă nu au vreo interdicție în acest sens și până la urmă sportul înseamnă sănătate. Așa cum spuneam, cea mai așteptată activitate a fost meciul de handbal dintre echipa profesorilor și echipa elevilor de la liceul cu program sportiv Avram Iancu din Zalău, o partidă captivantă susținută de fanii ambelor echipe și caracterizată prin fair play. Învingătoare în meciul disputat a fost echipa elevilor, dar și echipa profesorilor a ieșit în avantaj, reușind să predea printr-o metodă inedită o lecție elevilor din instituția de învățământ. Așadar, am asistat la o partidă de handbal între elevii și profesorii de la liceul cu program sportiv Avram Iancu din Zalău și avem prezenți aici cei doi capitani de echipă ai formațiilor, respectiv domnul director John Revnic Adrian, care este capitanul echipei profesorilor, și doamna profesor Bote Leonora, care este capitanul echipei elevilor. Am văzut că jocul s-a desfășurat cu mult fair play și elevii au câștigat. Spuneți-mi, vă rog, cum vi se pare ideea acestei confruntări dintre profesori și elevi? Eu zic că a fost un meci foarte bun, făcut de colegii mei și evident de elevii de la liceul cu program sportiv Avram Iancu. Sper să putem continua aceste tipuri de activități în continuare și să vă mai avem invitați pentru a putea transmite informații legate de activitatea de la liceul nostru. Mulțumesc. Vă mulțumesc, iar din partea elevilor, capitanul echipei elevilor, ați învins cu 4-2, deci este o victorie, zic eu, importantă. Spuneți-ne, vă rog, cum vi se pare activitatea? Începând de la ora 11 am desfășurat activitatea cu clasele pregătitoare, cel mai mult fiind pentru prima dată la noi în școală. Continuăm cu clasa 1, 2, 3, 4. Activitatea asta, după mine, noi am vrut să demonstrăm un meci demonstrativ. Pe cât am reușit, nu știm, dar bucuria a fost, cred că, de ambele părți și mulțumirea. Este foarte adevărat, mai ales fair play-ul cu care s-a desfășurat această partidă este demn de luat în seamă și este cu adevărat o lecție la liceul sportiv Avram Iancu din Zalău.